Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TV. Și astăzi este duminică, sfârșitul cele de-a 24-a săptămâni din programul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Așa că nu vreau să mă mai rețin, vom merge direct la cântare pentru că sunt foarte curios să văd câte kilograme am, să văd dacă am reușit să slăbesc săptămâna aceasta și vom reveni aici și vom mai vorbi. Ai un plan, o să ajungi unde vrei, să fie clar. Ai un vis, poate să fie real, să fie clar. Nu e clar, o mai spun încă o dată, să fie clar. Orice e posibil, vreau să fie clar. Ai un plan, o să ajungi unde vrei, să fie clar. Ai un vis, poate să fie real, să fie clar. Ați văzut și voi, prieteni, nu vine să cred. 116,6, super, super, super bine. Haideți să vă arăt că am stat aici pe perete progresul meu. Deci am plecat de la 146 de kilograme pe 7 ianuarie și acum mi-am dus tocmai aici, săptămâna 24, am slăbit 1,4 kg, este super, super bine. Mai sunt încă 200 de grame și se fac 30 de kilograme slăbite, nici nu știu cum o să pun titlul la acest clip. Da, este super, super, super bine cât am reușit să slăbesc, sunt foarte fericit. Mă simt mult mai bine de când am slăbit aceste kilograme. Am o stare de spirit mult mai bună, mi-a crescut încrederea în mine, mi-a crescut rezistența la efort, nu mai obosesc atât de repede, nu mi se mai taie suflul de aici de la piept în momentul în care urc scările. Este foarte bine și mă simt mult mai bine și mai sănătos de când am început această dietă, acest stil de viață sănătos, cu mâncare cât mai naturală, de când am început să consum produse apicole. Iarăși am văzut o îmbunătățire pentru că am mult mai multă energie la sală în momentul în care consum miere. Nu mai mi-este foame, musculatura mi s-a dezvoltat foarte bine în această perioadă de 6 luni. Deci sunt foarte, foarte mulțumit. Mamă, ce-a târziu. Sunt super mulțumit. La sală am fost de 4 ori săptămâna aceasta. Trebuie să mă duc și la bazin pentru că săptămâna aceasta n-am fost deloc, să not. Am făcut și cardio pe bicicletă. Am și mers pe jos. Voi începe să adaug cardio, să mai diversific cardio. Voi începe să alerg când voi slăbi mai mult un pic. Și vreau să mai încep să dau la sacul de box. Pentru că am un sac de box la țară și este foarte, foarte bun pentru slăbit. Dacă dai acolo 30 de secunde, așa, pum, unul după altul, vă garantez că vă crește pulsul foarte, foarte repede și este foarte bun pentru slăbit, pentru cardio. Da, ce să vă mai spun eu vouă, am mâncat săptămâna aceasta, am mâncat iarăși pepene, am mâncat multe fructe, multe legume. Vă recomand și vouă dacă vreți să slăbiți sau dacă vreți să aveți o viață sănătoasă, poate nu aveți nevoie să slăbiți. Consumați foarte multe fructe, foarte multe legume și este foarte bine pentru că acestea conțin foarte mulți micronutrienți, foarte multe vitamine și astfel vom avea un corp sănătos. Am mâncat și mâncare făcută în casă pentru că săptămâna aceasta am luat de la părinții mei. Mi-a dat mama ciorbă, mi-a dat ciorbă de pui. Cine mă urmărește știe deja, cine mă urmărește și pe Instagram și pe Facebook, la Miere TV, deja a văzut acolo la story-uri ceea ce am mâncat. Am reușit săptămâna aceasta să fac și flotări, la fel, cine mă urmărește acolo a văzut pe Facebook și pe Insta, am postat la story-uri cum am reușit să fac flotări cu bătaie la 116 kg. Da, adică, nu știu, au fost săptămâna asta chiar a fost super pentru mine, pentru că am reușit să slăbesc foarte bine, am reușit să-mi crească forța, să reușesc și eu să fac flotări mai ușor. De aceea ne-am și făcut cu bătaie, pentru că mi s-au părut foarte, foarte ușoare. N-am mai făcut flotări de la ultimul clip cu flotări la 123 de kilograme challenge.
Așa că eu sunt foarte mulțumit pentru forță și pentru musculatura care mi s-a dezvoltat și cum am slăbit și așa, super, super tare. Încă ceva, săptămâna aceasta am mai făcut și masaje, adică și la fel vă recomand, sunt foarte bune și masajele pentru cei care au deslăbit peste 30 de kilograme, pentru că riscați să vi se lase pielea, dacă, mai ales dacă aveți un genetic mai prost, mai slab pe partea aceasta de piele, pentru că nu toată lumea are pielea la fel de tare, unii o au mai moale, alții mai tare și e normal să nu se lase la fel. Cei care au pielea mai moale se lasă mai mult, cei care au pielea mai tare se ține mai bine și nu se lasă chiar atât de mult. Da, am mai luat de la țară, uitați-mă, uit aici pe telefon, pe poze, eu o să vă pun așa pozele frumos când editez. Am mâncat fasole teci cu castraveți la saramură, au făcut ai mei și mi-au dat și mie. Cireșe, am mâncat un kilogram, kiwi. Mai am și clipul acela care l-am făcut luni, tot săptămâna aceasta pentru voi, cumpărături de 100 de lei, vă rog frumos căutați acel clip, cumpărături de 100 lei și acolo veți vedea exact ce mi-am cumpărat săptămâna aceasta. Haideți să vă zic așa în mare, până la urmă, uite și banane, am mâncat două banane, deci haideți să vă zic așa în mare cam ce am mâncat eu, pe scurt, ca proteine, că începem cu proteinele, deci proteine. Eu mi-am luat așa mușchi de porc, îmi iau mereu mușchi file de porc, brânză cottage, iaurturi, chefir, toate derivatele din iaurt. Am mai mâncat, săptămâna asta n-am mâncat brânză, n-am mai mâncat telemea, n-am mai cumpărat, dar și brânza are o sursă bună de proteină. Ce-am mai mâncat ca și proteină? Carne de pui din mâncărurile care le-am luat de la maica mea. Mi-am mai luat conservă de ton. Iarăși tonul este foarte bun. Deci, nu știu, cam astea sunt. Ah, și ouă! Bineînțeles, ouă! Am mâncat și vreo 6 ouă săptămâna aceasta. Da. Ouă, brânză, carne, pui și ton și cam astea sunt sursele de proteină. Ah, și bineînțeles polen, care este fantastic, vă garantez, polenul de la albine este extraordinar pentru masă musculară, pentru proteină. Ca și carbohidrați, am încercat să mă ferez de cei mai răi așa, cum ar fi dulciurile. Nu am mâncat dulciuri săptămâna aceasta decât... am avut acel tort la începutul săptămânii de ciocolată. Tort de înghețată cu ciocolată și l-am mâncat pe tot în 3 zile. A fost ok, vedeți că am slăbit și dacă am mâncat niște înghețată, nu este nicio problemă. Am mâncat și lasagna la începutul săptămânii, că am uitat să vă zic. Da, mi-am adus aminte acum. Da, deci pot să mai mănânc și așa câte o mâncare din asta mai, care nu este la dietă, să zic așa, care nu, mă normal nu face parte din dieta mea și am văzut că e ok, că nu mă îngraș, adică mă rog, nu mănânc nici așa exagerat. O porție la câteva săptămâni e ok. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am mâncat. V-am spus și activitatea fizică pe care o desfășor cu sportul. În rest stau mai mult în casă, editez. Nu mă rog, mă gândesc cum să fac clipurile care vor urma, pentru că vreau să fac un clip foarte, foarte interesant cu transformarea. Și trebuie să lucrez foarte mult la el. E o treabă mai migăloasă acolo, sunt foarte multe tăieturi, trebuie să fiu foarte atent, să văd cum sincronizez muzica. Și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Cam atât pentru săptămâna 24. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați urmărit și care mi-ați dat acolo un like și un comentariu la clipuri. Nu uitați să mă urmăriți pe Insta și pe Facebook la Mire TVO, pentru că și acolo postez zilnic. Eu sunt Otto. Nu uitați să slăbiți, nu uitați să mâncați sănătos, să consumați produse apicole și să faceți mișcare. Până data viitoare, v-am pupat!
Ciao! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.